Doamne Sfântul Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește Doamne! Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiților credincioși, ne aflăm în postul nașterii Domnului și fiecare duminică din acest post a fost așezată de Duhul Sfânt prin Sfinții Părinți ca să ne ghideze, să ne călăuzească, să ne învețe, ca să putem să primim nașterea Domnului așa cum se cuvine în sufletele fiecare dumneavoastră. De aceea, de fiecare dată când veniți la Biserică Duminica, în postul acesta, vă rog să vă puneți această întrebare. Ce am învățat din această Sfântă Evanghelie? Ce îmi trimite mie sau ce mă învață pe mine Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Pentru ca să fiu mai pregătit în a înțelege și așa cum a spus, a primit nașterea Domnului cât mai frumos dovnicește și cât mai deplin. Evanghelia de astăzi îl arată pe Mântuitorul mergând sâmbătă la sinagogă. După cum știți, Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate a propovăduit. Unul din locurile în care propovădea Mântuitorul era sinagoga. Fie în Nazaret, fie în Capernaum, fie în alte cetăți, mergea în ziua de sabat, sâmbătă, mergea la sinagogă. Și acolo, citindu-se din cărțile sfinte iudaice, din proroci, din psalm, avea obiceiul evrei ca după ce erau citite pasaje din cărțile lor sfinte, să fie comentate. Bătrânii evreilor, rabini în general, comentau acele pasaje și discutau despre ele, iar oamenii ascultau. În acest lucru constau slujbele de la sinagogă. Deci, se citeau din cărțile sfinte, din proroci, se citeau și se cântau psalmi, după care se comentau aceste lucruri și se trăgeau concluzii. Într-o astfel de sâmbătă, Mântuitorul vine la sinagogă. Sinagoga, dragii mei, seamănă un pic cu o biserică, cum ar fi a noastră. În spate, unde peretele erau un perete făcut din zăbrele de lemn, femeile stăteau în partea din spate, iar bărbații veneau în partea din față. Venind Mântuitorul, iată, vede acolo, printre femei, o femeie gârbovă, ne spune Sfânta Evanghelie, care era bolnavă de această boală cumplită de 18 ani. Atât de gârbul era, încât ea nu se putea ridica deloc în sus. Nu putea privi la cer. Privirea ei era îndreptată tot timpul spre pământ. Către această femeie gârbovă se duce Mântuitorul și îi spune: femeie, ești vindecată de boala ta. Și își pune mâinile peste ea, iar ea darul lui Dumnezeu lucrează și o vindecă și ea se ridică drept și poate de acum să privească pe omul în față, poate să privească către cer. Lucrul acesta s-a întâmplat la una din sinagogi. Un lucru minunat, bineînțeles, o minune a lui Dumnezeu, ajutând Dumnezeu pe o astfel de femeie care suferea cumplit de atâția ani. Unul din rabini, poate chiar mai mare de sinagogii, a început în schimb să-i certe pe oamenii care erau la sinagogă. Și le spune așa: 6 zile din săptămână puteți veni să vă vindecați. Dar astăzi, fiind sabatul, zi de odihnă, zi de rugăciune, nu este cade ca să fiți voi vindecați. Și certa pe oameni. Știți ce înseamnă sabat? În Vechiul Testament, când s-a dat legea poporului evreu prin Moise, li s-a dat și să păzească ziua Domnului ca zi de odihnă și ziua aceasta era sâmbătă. În prima carte din Sfânta Scriptură, în Facere,
Ni se descrie cum a creat Dumnezeu Universul, lumea, oamenii. Și spune că în a șaptea zi s-a odihnit. Iar în a șaptea zi a fost sâmbătă. Deci în ziua de sâmbătă Dumnezeu s-a odihnit, văzând că toate care le-a făcut sunt bune. Și apoi a dat prin lege Dumnezeu, prin Moise, să țină și poporul evreu ziua aceasta de sâmbătă, să o țină zi de sabat. Spunând că aveți 6 zile în care să lucrați, dar o zi să mi-o dăruiți mie. Ce înseamnă această zi de sabat? El se mai zice zi de odihnă, fiindcă Dumnezeu s-a odihnit. Dar în această zi evrei aveau datoria să se roage, să meargă la sinagogă și să o petreacă în studiul cărților sfinte. Deci vă rog frumos să rețineți. Deci să meargă la sinagoga absolută, să se roage în particular și să studieze cărțile sfinte. Poate dintre dumneavoastră ați vizitat Ierusalimul și ați fost și în cartierul evreiesc în zile sabat. Am fost și m-am nimerit odată în acel cartier. Nici mașinile nu au voie să meargă. Deci totul parcă este înghețat. Nu merg mașini, nu circulă utilaje, nici să vină să ridice gunoiul nu au voie. În schimb, vezi pe evrei îmbrăcați în hainele lor de sărbătoare, împreună cu copiii, întreaga familie, mergând la sinagogă, întâlnindu-se și discutând despre ei, între ei, din sau din cărțile sfinte. Deci ei toată ziua aceasta o dedică lui Dumnezeu. De aceea acest rabin începe să certe pe oameni. De-a lungul timpului, interpretările care s-au dat aceste zile de sabat au ajuns la niște lucruri, spunem noi, cumva absurd. De aceea și astăzi găsiți, am avut fii domnicești care au lucrat în Israel și îmi spunea că în zilele acestea de sabat le convenea, fiindcă mergând în cartierul evreiesc, evreii le cereau să vină, să le deschidă frigiderul, să le pună mâncarea pe masă, să le aprindă becul, să le facă foc în casă, dacă trebuia, mai puțin acolo. Lucruri ciudate, parcă. Deci, interpretările date acestui sabat, de multe ori au ajuns la un extrem, în care ei chiar nu mai prindeau becul, fiindcă se considera că strică ziua Domnului. Rabinul de astăzi, din Sfânta Evanghelie de astăzi, ceartă pe cei care au venit la sinagogă și le spune că aveți 6 zile când să vă vindecați, nu în zi de sabat. Bineînțeles că rabinul îi ceartă pe cei care au venit la sinagogă, de fapt, adresându-se indirect Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiindcă majoritatea dintre ei îl vedeau ca pe Mântuitorul ca fiind unul care strica legile lui Dumnezeu, strica legea lui Moise. De altfel, știți prea bine că de-a lungul celor 3 ani și jumătate, au fost trimiși oameni de la Ierusalim, au fost trimiși rabini învățați să-L urmărească pe Mântuitorul și să-L prindă în cuvânt, spune Sfânta Evanghelie, adică să găsească ceva prin care să demonstreze că încalcă legile lui Moise, legi date de Dumnezeu prin Moise, și astfel să fie condamnat la moarte. Știți prea bine că așa și fost atunci, l-a condamnat pe Mântuitorul, s-au făcut sinedru, au fost adus martori mincinoși și unul din lucrurile care i s-a spus că tu te-ai făcut că ești Fiul Dumnezeu, făcut de pe tine Dumnezeu și prin aceasta ai blasfemiat și pentru aceasta Marele Atireu și-a rupt hainele și a fost condamnat la moarte. Mântuitorul. Printre altele spunând că a încălcat și legile lui Moise, aducându-i fel de acuzații, una din ele că a spus că dărâmă templul și așa mai departe. Deci, iubiților credincioși, acest rabin, de fapt, se adresează către Mântuitorul indirect, certându-i pe oameni. Și Mântuitorul îi răspunde. Și fiți atenți, fiindcă ne privește pe toți și spune așa: fățarnice, au doar duminica, sâmbăta, nu dezlegi asinul sau boul și îl duci să-l adăpt?
nu-l dejdești de la iesea lui și îl duci să-l adă? Adică să-i dai apă? Dar această femeie gârbovă, care a fost legată de diavol timp de 18 ani, nu se cădea ea a fi dezlegată în zi de sabat, în zi de sâmbătă. Și atunci, rabinul a trecut când a auzit aceste cuvinte și oamenii s-au bucurat. Ce arată acest lucru? Deși era de sabat și într-adevăr sunt anumite restricții și în care Dumnezeu spune 6 zile aveți timp să lucrați pentru voi. O zi dedicați-mă mie. Dar în această zi, dragii mei, se poate face orice ca lucru care să ajute semenilor tăi sau orice lucru bolnicesc. Ziua aceasta de sabat pentru creștini a devenit duminica. Deci duminica pentru creștini este zi de sabat. Sunt unele secte, cum sunt adventiști, care nu consideră duminica ca fiind ziua de Domnul, ci ei țin mai departe sâmbăta după rânduiala Vechiului Testament. În schimb, biserica creștină, de la Sfinții Apostoli și urmașilor, au ținut ziua de sărbătoare, ziua Domnului, au ținut duminica. De ce? Fiindcă duminica a înviat Mântuitorul, cea mai mare sărbătoare a creștinilor, învierea Domnului, duminică s-a pogorât Sfântul Duh peste Sfinții Apostoli și este nașterea Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai mult decât atât, multe lucruri s-au întâmplat și minuni să fie făcute de Mântuitorul în zile de duminică. Iar duminica, să știți, din scrierile Sfinților Părinți dinainte de Împăratul Constantin, arată că majoritatea creștinilor era ziua pe care o țineau ei și săvârșeau Sfânta Liturghie. De aceea, unii din sectanți spun că Împăratul Constantin a impus duminica ca ziua Domnului, zi de rugăciune în mod special și de odihnă. Nu este adevărat. Creștinii o țineau dinainte. Majoritatea lor, poate să fi fost câteva grupuri care țineau altfel. Dar Împăratul Constantin a făcut astfel încât păgânii toți să aibă ca zi de sărbătoare duminică, împreună cu creștini. Să fie o zi pentru tot Imperiul în care să fie o zi de odihnă. Și așa cum am spus, scrierile părinților dinainte de Împăratul Constantin, unii din ei sunt Ignatie, sunt Justinii, martirul, arată că în zi de duminică se întâlneau creștinii în case, în bisericilor ascunse, mai înainte de Împăratul Constantin a fost prigoană, și acolo se vârșeau frângerea pâinii, adică Sfânta Liturghie de la început. Pentru noi creștini, duminica este zi de sărbătoare. În această zi recinesc trebuie să facem următorul lucru. Să venim la biserică, trebuie să ne rugăm. Fiecare din noi avem câte o pravilă de rugăciune zilnică, câteodată se întâmplă să nu împlinim din anumite motive. Duminica este un moment în care putem, să zicem, recupera sau mai adăuga la rugăciunea astfel încât zile pierdute cumva să le avem recuperate zile de duminică. Și este o zi în care putem să ne aplicăm mai mult în a studia Sfânta Scriptură, viețile Sfinților și Scriile Sfinților Părinți. Aceasta ar trebui să fie o zi de duminică închinată Domnului. Eu sunt din Nordul Moldovei, unul dintre dumneavoastră sunteți de acolo, dar știu că unicii mei și părinții m-au învățat un lucru. Că duminica trebuie să fie la biserică. Și canoanele sunt de biserici ortodoxe spun că nu ai voie să lipsești 3 duminici la rând. Deci dacă ai lipsit una, pentru a nu lipsi serios, a doua, a treia trebuie să fie la Sfânta Liturghie. Dacă nu, spun canoanele, ești considerat ca fiind Iuda care te-ai lepădat de Dumnezeu. Deci mare atenție. Al doilea lucru, bunicii și părinții ne-au învățat ca duminica, pe lângă lucrurile acestea, mersul la biserică, citit un plus de rugăciune, citit unei cărți duminicești,
dacă timpul mai permite, de mers la cimitir și aprins o lumânare pentru cei adormiți. Și așa făceam și noi. După ce vineam de la biserică, ne odihneam un pic, după care după amiază, erau mai de zile frumoase, mergeam la cimitir, era oraș, era de pancă, aprindeam lumânări la cei adormiți și ne rugam pentru sufletele noastre. În Evanghelia de astăzi, dragii mei, mai învățăm un lucru de la această femeie gârbului. Și anume, învățăm credința ei. De unde știm că ea era o femeie credincioasă? Știm din faptul acesta că deși avea această cumplită boală, deși se deplasa greu și cu dureri, deși, bineînțeles, era o boală care de multe ori poate era supusă la rușine și la apostrofări, vezi un om gârbovit, poate unde își bătea un joc. Ea totuși venea la sinagogă, venea la casa Domnului. Un alt lucru care învățăm de la această femeie gârbovă este că ea avea o mare răbdare și o mare, al treia lucru, și o mare smerenie. Și vă rog să rețineți. V-ați duceți aminte de orbul din Erihon, cum spunea Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Alții alergau iarăși orbi sau leproși după Mântuitorul să fie vindecați. Ea nu spunea nimic. Stătea pe semne undeva în spate, într-un colț retrasă și răbda, fiind plină de smerenie, având credința de Dumnezeu. Poate se ruga la Dumnezeu să o vindece. Poate se ruga la Dumnezeu să întărească în răbdare și în această boală. Nu știu. Cert este că din toți oamenii la sinagogă, și sigur erau și alții bolnavi, Mântuitorul s-a dus la ea și, punându-și mâine peste ea, a vindecat. Sfinții părinți nu au pus în zadar această Evanghelie în acest post, ci ca să primim nașterea Domnului cu un suflet curat, trebuie să avem în minte și aceste lucruri și anume, să ne întărim în credință, să luptăm pentru a avea răbdare și după răbdare urmează îndelunga răbdare, și totodată să nu uităm căci mândria este pierzătoare, mândria sub toate formele, iar smerenia este mântuitoare. Și așa Dumnezeu a văzut-o în mine, s-a dus la ea și a vindecat-o. Iar ca o concluzie a acestei Evanghelii, nu știu dacă dumneavoastră v-am spus, dar în alte părți, le-am spus la creștini așa, când ascult o Evanghelie și aud de o minune făcută de Mântuitorul, o minune trupează. Vindecarea unui orb, vindecarea unui șchiop, iată, unei femei gârbului, a unui sărmănoș și așa mai departe, mintea să fie dusă nu numai la această vindecare trupească, ci Dumnezeu ne dă ne transmite un mesaj legat de suflet. Imaginea acestei femei gârbove descrie imaginea sufletelor robite de patim. Patima beției, patima desfrâului, patima mâniei, patima iubirii de arginți, patimile mândrie, slave de șarte, ale nevii, a jocurilor noi și așa mai departe. Aceste patimi, care sunt boli sufletești grave, puteți foarte bine să faceți o asociere cu această femeie gârbului. Fiindcă un om frumos sufletește este un om care are sufletul înălțat către cer și poate privi cerul, poate este în legătură cu Dumnezeu. Pe când un om robit patimilor, îl scoate pe Dumnezeu din sufletul lui, minte, rațiune, gând, toate simțurile, căutare, scop, și îl înlocuiește cu păcatul respectiv care devine patimă. Desfrâu, beție, mânie, bani și așa mai departe. Nu mai există Dumnezeu, ci există această parte. Nu este căutarea lui Dumnezeu să te unești cu El, să te mântuiești, ci există căutarea să-ți împlinești această parte. Este ca o gârbovire sufletească. Omul întors, în loc să fie cu fața către cer, către Dumnezeu, se întoarce către pământ, către parte. Și ajunge în așa hal încât nu mai poate să se ridice. O altă imagine a patimilor și a omului pătimaș este imaginea porcului. Și o știm din alte evanghelii. Ați văzut porcul? Cum este? El este lacom,
și tot timpul să caute să mănânce. El privirea o ține aproape tot timpul în jos. Urechile, cap peste ochi și aproape el nu mai vede stânga și dreapta, nici nu mai poate ridica capul spre cer să uite în sus, nu poate să uite în sus. Foarte greu. Și el tot timpul caută să se hrănească, să mănânce din lacul de a mânca. Imaginea porcului este imaginea omului scufundat în pat. Și așa este și imaginea acestei femei gârbului. Și Evanghelia de astăzi mai învață acest lucru. Iisus Hristos cât de ușor a vindecat-o pe această femeie. A vindecat-o cu mânușmele pe ea și a spus să se îndrepte, să se ridice în sus, așa spus, să se ridice în sus. Deci cuvintele acestea au subînțeles. Ne-a spus simplu, fii vindecat. Și să te ridici în sus, să ne transmite nouă Mântuitorul acest lucru. Cei care suntem în patim, prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin credință, răbdare și smerenie și cu darul Dumnezeu ne putem ridica din patim, în jos, pământești, iar ne putem ridica în sus, către cer, către Dumnezeu, către rai. Aceasta este Evanghelia de astăzi și pe scurt mesajul dat nouă de Dumnezeu pentru postul acesta nașterii Domnului nostru. Fiindcă ne dorim, sigur că ne dorim să primim nașterea Domnului, să o înțelegem și să o trăim așa cum se cuvine. Fiindcă se apropie nașterea Domnului, vă zic și dumneavoastră și vă rog să folosiți cât mai mult acest cuvânt, nașterea Domnului, și nu Crăciunul. De ce vă cer acest lucru? Fiindcă veți observa între oameni, mass media și așa mai departe, folosindu-se acest cuvânt Crăciun. Crăciunul, dragii mei, pierde esența acestei sărbători, fiindcă spunând Crăciun, mulți nu știu ce se bea. Mai ales mă refer la copii, tineri, care cresc în zilele de astăzi. Și vreau să vă observați, care vă mai uitați pe la televizor, pe la filme așa zise de Crăciun, filme din Occident, majoritatea, să vedeți că nu se pomenește în numele lui Iisus Hristos sau să se arate o imagine a Mântuitorului în majoritatea acestor filme. În schimb, se pomenește despre Crăciun, târgul de Crăciun, hainele de Crăciun, prăjiturile și brășele de Crăciun, de exemplu în America, au eu un obicei al lor, de a fi în familia împreună, de a împodobi brandul, de a pune globuri și așa mai departe. Dar unde e Iisus de aici? Unde este nașterea Domnului? Ce înseamnă nașterea Domnului? Cum de Dumnezeu cel necuprins, iată-L vedem prunc într-o iesle, undeva într-o peșteră din Betleem. Ce înseamnă această naștere pentru întreaga omenire? Cum ne-a ajutat nouă nașterea Mântuitorului? Și așa mai departe. Sunt întrebări la care ar trebui citind să dăm răspunsul, să ne învățăm pe noi și pe copiii noștri. În seara aceasta este din nou privegere frumoasă, închinată unui mare sfânt, Sfântul Ierarh Nicolae, și mâine, bineînțeles, sunt adicuit. Ca să vă fac curioși, să fiți atenți la această sărbătoare, vreau să vă spun că, așa cum chipul Mântuitorului, exemplu, când este Mântuitor Pantocrator aici, trebuie pictorul, când îl pictează, să scoată în evidență și faptul că Dumnezeu iubește lumea, dar și faptul că Mântuitorul Iisus Hristos va judeca lumea, pictorul încearcă să scoată lucrul acesta și veți vedea o pictură bizantină făcută corect, cum una din sprincene Mântuitorului este făcută în așa fel încât să arate blândețe și una din sprincene este un pic ridicată în mâini care arată este și judecător drept. E la fel și la Sfântul Ierarh Nicolae. Pictorii bizantini, plecând de la viața Sfântului Ierarh, pe care veți asculta prin cântări de seară și mâine, și prin viața Sfântului, trebuie să facă același lucru. Să-l picteze pe Sfântul Ierarh Nicolae ca să arate că este milostiv și blând, dar totodată că este și sever în anumite lucruri legate de credință, iar blând și milostiv atunci când
îi ajuta pe oameni. De ce trebuie aplicat și trebuie dat așa? Veți asculta Sfânta de Pregere și viața Sfântului era acolo. Dumnezeu să vă ajute, să vă dați lăsare și mântuire și nașterea Domnului să vă aducă bucurii la toți. Amin.